foarte important. Am putea, eu aș putea spune asta, voi o să vedeți pe parcurs, am, eu aș putea spune că este mai importantă decât, decât orice am știut sau știm despre lumea în care trăim, pentru că avem de a face cu o lume nevăzută și nu în fața ei niciodată nu suntem pregătiți, pentru că nu vedem cine și cu ce armă vine către noi. În lumea fizică reală este mult mai simplu vezi că Vasile vine la tine cu furca, pui și tu mâna pe topor sau pe ceva acolo, pe coasă. Pentru că vezi totdeauna cu ce vine el spre tine, ca armă. Cu ce are de gând să te atace În relație cu lumea nevăzută, nu avem o astfel de pregătire, nu pentru că n-am fi putut vreodată să o avem, nu pentru că n-am fi putut să o identificăm, nu pentru că n-ar fi putut să o cunoaștem, ci pur și simplu din Motivii istorici care au dezvoltat o anumită latură a ignoranței noastre vis-a-vis -vis de lumile nevăzute, pentru că au dominat materialismul ca și gândire, în detrimentul idealismului, dar lumea nu-i nici material în totalitate, nici ideal în totalitate. Ci într-un raport de echilibru între Ying și Yang. Echilibru nu înseamnă 50 la 50 în unele sisteme, echilibrul poate fi compus din 90 contra la 10 sau din 70 contra la 30. Și asta înseamnă uh, echilibru. În diferite sisteme, echilibrul este deținut uh, de diferite raporturi. Dacă am fi știut lucrurile astea și am fi învățat mai de mult, uh, sau am fi ascultat bu străbunicile noastre, apoi bunicile care ar fi transmis asta mai departe mamelor, mamele fiilor, fiicilor, Uh, astăzi, poate că viața noastră, în general, era mult mai bună, mai adecvată, mai echilibrată, pentru că am fi știut cine și cum și când și în ce feluri ne influențează. Am fi știut foarte bine cine suntem noi, când suntem noi, când nu suntem noi, când vorbim noi și când vorbește cineva prin noi sau când vorbește ceva din noi. Iar asta, din păcate, se întâmplă. forte des